Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 35 Tom, putem să o ștergem dacă găsim o frânghie. Fereastra nu e prea sus. Ai, Iurea, de ce să o ștergem? Dar eu nu sunt învăța cu lume de asta și încă așa multă la un loc. Nu o să poți să rabd. Eu nu cobor acolo jos, Tom, să știi. Hai, hac, nu fi copil, nu o să fie nimic, mie nici nu-mi pasă, Las că am eu grijă de tine, apăru Sid. Tom, zise el, te-a așteptat mătușica toată după masa. Meriți și pregătise hainele de duminică și toată lumea era îngrijorată și se întreba ce e cu tine. Uliu, dar ce cu petele la deseu și de pământ pe hainele tale? Sid, te rog să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Mai bine spune de ce s-a adunat atâta lume jos. Ei, eu sindrofia a văduvii, de data asta o dă în cinstea galului și a feciorilor lui, fiindcă au scăpat-o noapte aia când era să dea de bucluc. Și dacă vreți, vă mai spun ceva. Ce? Domnul Jones are de gând să anunțe o veste mare în seara asta și să uluiască lumea cu ea. Dar eu l-am auzit astăzi spunându-i o și în secret. Acum cred că nu prea mai este așa mare secret. Știe toată lumea. Și chiar și văduva, cu toate că se preface că habar nu știu ce s-ar fi făcut domnul Jones dacă nu venea Huck. Fără el n-a venit niciun has secretului. Care secret, Sid? E, cum l-a luat Huck urma bandiților până la casa văduvii? Cred că domnul Jones se aștepta la un succes nebun cu surpriza lui, că încolo nu să mai fie nicio surpriză pentru nimeni. Și Sid rângi fericit. Sid, ia uită-te la mine! Tu ai răspândit vestea? Ce spase ție, Tom, cine a răspândit-o? Vorba e ca povesti careva. Sid, din tot târgul numai unul e în stare să facă o ticăloșie ca asta și ăla ești tu. Să fi fost tu în locul lui Ha, acolo sus pe deal, îți luai tălpășița și nu suflea o vorbă nimănui despre bandiți. Nu ești în stare decât de ticăloșii. Nu poți să rap să vezi pe altul lăudat pentru fapte bune. Asta e. N-ai pentru ce să mulțumești vorba văduvii. Și Tom, enervându-se, îl scoase pe Sid afară în puni, trăgându-i și câteva picioare în spate. Acu, du-te și spune mă chi dacă îndrăznești, că mâine ne răfuim noi iarăși. Câteva minute mai târziu, oaspeții văduvei erau așezați la masa cea mare, iar o duzină de copii deau cocoțați pe niște măsuțe rânduite mai la o parte, în aceeași încăpere. La timpul potrivit, domnul Jones își ținu micul discurs, mulțumind văduvei pentru cinstea ce o făcea lui și feciorilor săi, adăugând că mai era însă o altă persoană, a cărei modestie și așa mai departe, în felul cel mai meșteșugării și mai dramatic de care era în stare, dădu un vileag amestecului hac în isprăvile Dar surpriza ce o stârni era în mare parte prefăcută și nu atât de zgomotoasă și de spontană pe cât ar fi fost în împrejurări mai prielnice. Cu toate astea, Văduva se arătă cât putut de uluită și îl copleși pe Hac cu atâtea laude și cu atâta recunoștință, încât pietul băiat, care era și așa destul de nenorocit din pricina hainelor noi care îl stânjeneau grozav, se simțea acum din calea afară de nenorocit, văzându-se ținta privirilor și laudelor tuturor. Văduva spuse că avea de gând să-l ia pe Hac în casa ei, că avea să-i dea o educație bună și că în momentul în care va dispune de banii necesari, îl va ajuta să-și facă și o situație materială mai modestă. Tom atâta aștepta. Băiatul spuse, Hac n-are nevoie de așa ceva. Să știți că Hac e bogat. Ținându-se cu greu să nu încalce buna cuvință, cei de față abia își țineau râsul, auzind o glumă atât de năstrușnică. Liniștea care se lăsă curând după aceea începea să fie cam neplăcută, dar Tom o curmă curând. Hac are bani, să știți! Poate că nu mă credeți, dar să știți că are o groază de bani. Degeaba zâmbiți, pot să vi arăt. Stați așa, numai nițeluși! și dete buzna afară. Oamenii se uitau unii la alții, uluiți și curioși, și îl priveau întrebător pe Hac, care nu sufla o vorbă. Sid, ce a venit lui Tom?" întrebă mătușa Poli. Ză, dacă mai știu ce să mă fac cu zănaticul ăsta, n am mai pomenit așa ceva." Dar mătușa n-a pucă să-și termine vorba că, opindindu se sub greutatea unor săculeți încărcați, intră iarăși Tom se apropie de masă și răsturnă pe ea toată grămada de monezi galbene. Poftim! Ce v-am spus? Jumătate din ei sunt al lui Hac și jumătate sunt ai mei. Priveliștea neașteptată a aurului tăie răsuflarea întregii adunări. Toți căstau ochii și nimeni nu scoase o vorbă timp de un minut. Apoi începură să strige cu toții, cerând o explicație. Tom răspunse că poate să o dea, ceea ce și făcu. Istorisirea fu lungă, dar cât se poate de interesantă. Aproape nimeni nu întrerupse cu o vorbă farmecul de pânăriei. Când se sfârși, domnul Jones spuse, Hm, și eu care credeam că vă pregătisem o surpriză pentru astă seară. Sunt gata să recunosc că pe lângă surpriza pe care ne-a făcut tot om, a mea a rămas de rușine." Apoi se numărară banii. Totalul se urca la peste 12.000 de dolari. Și deși de față erau câțiva înși care stăpâneau o avere destul de mare în proprietăți, niciunul dintre cei de față nu putea să se spună că mai văzuse atâta bănet la oaltă.